Iar eu, uitându-mă peste Biserica Ebenezer din Castelion, trebuie să zic din toată inima slăvit să fie Domnul. Asta pentru că vă găsesc în casa lui Dumnezeu în această zi de duminică, adunați la închinare și credem că până la urma urmei acesta este rostul fiecăruia dintre noi să nu uităm să ne conectăm cu Cel ce ne-a dat viață, să stăm în legătură cu El, să îl chemăm să ne schimbe viața, să ne apropie de el și să ne facă să fim potriviți pentru Sfânta Lui Împărăție. Am mai fost la Castelion cu ani mulți în urmă, nu mai știu exact câți ani sunt de atunci, am fost la o conferință de familie aici, am stat și la slujba de duminica dimineața aici împreună cu dumneavoastră și mă aduc aminte cu bucurie atmosfera frumoasă și binecuvântată pe care Dumneavoastră ați experimentat-o și atunci și cred că o experimentați și acum în casa lui Dumnezeu. Din toată inima doresc pe toți să vă binecuvânteze Domnul. La Castelion este slujire când mă uit și aici în dreapta, când mă uit și aici în stânga. Sunt oameni care au înțeles nevoia de a-L sluji pe Domnul, de a se implica în lucrare și lucrul acesta este absolut încurajator. Și apoi mi-a fost dat să aud că vă pregătiți ca să vă faceți casă nouă, ceea ce înseamnă mult, frații mei. Înseamnă nespus de mult, e o binecuvântare pentru o biserică să aibă în ea viziune pentru uh, altceva, pentru noire și pentru tot ce trebuie. Dar mă rog Domnului ca El să ne noiască și sufletește pe fiecare dintre noi. Mă rog lui Dumnezeu ca El să folosească și prilejul acestei zile ca să binecuvânteze Biserica din Castelion și să împlinească nevoile spirituale ale fiecăruia dintre noi. Vă aduc salutări sfinte din România, de la biserica pe care o păstoresc în Timișoara, Biserica Poarta Cerului. Trag nădejde de că nu mult până când și cei de la Poarta Cerului și cei de la Castelion vom sta în jurul scaunului de domnia lui Dumnezeu. Vă aduc de asemenea salutări din partea conducerii cultului creștin pentecostal din România și vreau să vă spun că biserica dumneavoastră în cultul penticostal înseamnă foarte mult. Eu tot așa am știut despre Castelion, că e cea mai mare biserică din Spania. Așa am zis, până când zilele astea m-a corectat cineva și a zis, nu, acum e a doua, ca mărime, pentru că a crescut mai tare o altă biserică. Ei bine, dragii mei, că sunteți prima, că sunteți a doua, Înaintea Domnului aveți un preț nespus de mare. Știți, dumneavoastră, ce zice Domnul despre oameni ca și dumneavoastră? Că sunt prețuiți ca lumina ochilor Lui. Așa prețuiește Domnul pe cei ce sunt în biserică. Și astăzi aș vrea să vă responsabilizez prin Cuvântul lui Dumnezeu, să înțelegeți că Dumnezeul care ne prețuiește așteaptă de la noi. Să fim ceea ce ne dorește El să fim. Acum noi suntem în Biserică. Dar știți ceva? Încă n-am ajuns acolo unde ne-am propus. E bine, în Biserică. Dar nu e așa că toți dorim Raiul? Dragii mei, toți dorim Raiul și ca să ajungem în Rai trebuie să avem grijă cum trăim, să avem grijă ce facem și să fim atenți la viața noastră de fiecare zi. Or, rostul cuvântului predicat în biserică este acela de a ne conștientiza pe fiecare dintre noi de nevoia unei trăiri plăcute lui Dumnezeu în fiecare zi. Aș vrea să citesc un cuvânt pe care să-l punem la temelia învățătorii din această zi și dacă nu vă cer prea mult, aș vrea să vă rog să vă ridicați în picioare împreună cu mine, să deschidem Scriptura la 2 Împărați, capitolul 4, începând cu versetul 38. Doi împărați, capitolul 4, începând cu versetul 38, vom citi patru versete din Scriptură, versete care spun așa. Elisei s-a întors la Gilgal și în țară bântuia o foamete. Pe când fiii prorocilor ședeau înaintea lui, a zis slujitorului său, pune oala cea mare și fierbe o ciorbă pentru fiii prorocilor. Unul din ei a ieșit pe câmp să culeagă verdețuri, a găsit viță sălbatică și a cules din ea curcubețe sălbatice până și-a umplut haina. Când s-a întors, le-a tăiat în bucăți în oala cu ciorbă, căci nu le cunoștea. Au dat oamenilor acelora să mănânce, dar cum au mâncat din ciorba aceea, au strigat, omule al lui Dumnezeu, moartea este în oală, și n-au putut să mănânce. Elisei a zis, Luați făină. A aruncat făină în oală și a zis: Dă oamenilor acestora să mănânce. Și nu mai era nimic vătămător în oală. Până aici e cuvântul Domnului și noi zicem: Doamne, binecuvântează-l. Și de aici încolo vrem să fie tot cuvântul Domnului. De aceea să zicem: Doamne, binecuvântă-l pe cel prin care ne aduci cuvântul. Dar mai zicem ceva: Doamne, binecuvântă și ogorul în care va fi semănat cuvântul ca să aducă rod. Amin. Vă rog să vă așezați. Dragii mei, în Scriptură există repetate avertismente pentru noi, cei ce suntem copii ai Domnului. De exemplu, Ați citit dumneavoastră un avertisment care zice băgați de seamă să nu vă înșele cineva? La cine spune domnul cuvintele acelea? La ucenicii săi? Băgați de, de seamă să nu vă înșele cineva. Acum, eu vă aș pune o întrebare. Dacă pe lângă mine mai sunt aici oameni care au fost înșelați vreodată în viață, mai sunt? Așa -i așa e. Cum v-ați simțit când ați fost înșelați? Bine nu v-ați simțit. Pentru că înșelarea poate să-ți facă foarte mult rău. Ei bine, dragii mei, astăzi noi suntem în casa lui Dumnezeu și îi mulțumim că ne-a chemat de pe căile lumii pe calea sa. Dar băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Și celor din biserică, Domnul le spune același cuvânt, E așa de ușor să cădem pradă în șelăciunii. Este, era o fabulă pe care ați învățat-o dumneavoastră la școală pe vremuri despre vulpea și corbul. La Fonten avea fabula asta. Zice că era corbul aprins, a găsit undeva o bucată de caș și stătea pe ramură frumos, corbul negru, și s-a dus vulpea acolo sub copac și tare i-ar fi plăcut ei să aibă cașul ăla. Și știți ce a făcut? Și a zis, ai ce pasăre măiastră e acolo, ai ce pasăre măiastră, uite cum sclipește pana lui neagră și așa mai departe, zice, oare și glasul ți -e așa de frumos, că dacă și glasul ți -e așa frumos cum îți spenele tale, atunci cu siguranță ești pasăre măiastră. Și corbul când a auzit că ar putea să fie ceva pasăre măiastră, și-a deschis ciocul să-i audă și glasul. Și când și-a deschis ciocul, a scăpat cașul jos. Și după aceea a avut vulpea ce să-i zică. Ei bine, dragii mei, v-am spus asta doar ca să înțelegem cât de ușor poate vrăjmașul sufletelor noastre să vină și să ne înșele în vremuri ca și acestea. Când suntem în casa lui Dumnezeu, când suntem pe calea credinței, știți cu ce se ocupă deavolul? Cu momirea, momeala, caută bani într-un fel, ban altul să ne tragă de pe căile Domnului. Și ne pune înainte lucruri atât de ademenitoare ca să ne șele cumva. Vedeți, dumneavoastră, tocmai de aceea Cuvântului Dumnezeu ne cheamă să fim atenți și să nu ne lăsăm ademeniți. Pentru aceia, aceia dintre dumneavoastră care ați fost vreodată la pescuit, știți cum face pescarul? Are un fir din ăla transparent să nu se vadă bine că-i fir. În capăt i un cârlig, dar și el are grijă pe să nu se vadă că-i cârlig. Și ia o râmă, se caută râmă roșie, ia pe scarul, râmă roșie și o pune așa în cârlig și dintr-o dată vede bietul pește ce nu mai văzut el vreodată în fața lui, trece o râmă care dă din codă pe acolo și zice, vai de mine, ce, ce șansă mare am eu! și apucă râma aceea cu gura cât poate el și înghite, dar își înghite moartea. Frații mei, eu sunt aici în fața dumneavoastră astăzi ca să vă aduc aminte că cel ce a început în noi această bună lucrare vrea să o ducă până la capăt. Dar depinde și de noi, și de felul în care ne raportăm la relația cu Dumnezeu și de felul în care ne raportăm la viața de credință. Viața de credință nu poate să fie trăită oricum. Și astăzi, cu găduința dumneavoastră, aș vrea să aduc înaintea dumneavoastră o temă de învățătură despre biserica față în față cu amăgirea. Pentru că diavolul potrivnicul nostru, el caută să ne amăgească chiar și pe noi cei aleși de Domnul. Și de aceea viața de credință trebuie să fie o viață de permanentă veghere. Permanentă veghere. Și zic încă de la început, Doamne, ajută-ne să fim veghetori. Amin. Și umple-ne, Doamne, cu lumina Duhului Sfânt, ca să înțelegem bine ce avem de făcut. Uitați-vă, diavolul este specialist în amăgii și este interesat, foarte, foarte interesat, să-i amăgească tocmai pe aia care s-au lepădat cândva de el și s-au lipit de Domnul. Și acum am citit acest cuvânt din Vechiul Testament, care ne pune înainte o adunare. O adunare mai mică ca și cea din Castelion. Fiii prorocilor adunați în jurul lui Elisei, a omului lui Dumnezeu. Erau adunați acolo la oaltă. Și îmi place să citesc cuvântul Domnului, zice Elisei, s-a întors în Gilgal și în țară bântuia o foamete. Pe când fiii prorocilor deau înaintea lui. Vă am eu o întrebare la dumneavoastră. Când e foamete, ce credeți că se caută mai mult? Mâncare, sigur. Na uitați-vă dumneavoastră, în țară bântuia foamete, toți alergau în stânga și în dreapta ca să găsească ceva de mâncare, dar era un grup de oameni care chiar dacă era fomete, ei se adunau la oaltă să stea în jurul omului lui Dumnezeu, în jurul prorocului, pentru că ei voiau să audă cuvânt de la Domnul. Ei bine, dragii mei, vreau să vă spun că un lucru pe care merită să-l subliniem astăzi este faptul că în biserica Domnului sunt oameni care au învățat să renunțe. Veneam pe mașină în coace și am văzut tare multă liniște pe aici, prin Castelion. Și ziceam fratelui Nicu, așa, liniște multă. Și am ajuns la concluzia că se scolă târziu spaniolii, se scolă târziu, că e duminică astăzi, e sărbătoare și așa mai departe. Da, da, există niște oameni, uite aici, Doamne, te slăvesc pentru ei, care totuși renunță la somnul lor de dimineață duminica ca să-L caute pe Domnul. Și ăsta e un lucru bun, un lucru lăudabil. Ce vreau să vă spun, dragii mei? Ceea ce trebuie să caracterizeze Biserica lui Hristos este renunțarea la multe căutări, la multe lucruri, renunțarea la multe dorințe de dragul de a sta înaintea lui Dumnezeu. Aleluia. Și lucrul acesta este cât se poate de bun și cât se poate de potrivit. Vedeți? Oamenii în vreme de foame te aleargă după pâine. Dar există o categorie de oameni care înțeleg că omul nu va trăi numai cu pâine. Și omul trăiește cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Și astăzi, dragii mei, eu vreau să vă încurajez pentru că e parte din starea de veghere. E parte din vegherea noastră. Să știm să ne hrănim Sufletul. Vai câți oameni sunt astăzi în societatea contemporană care uită că ei sunt un Suflet, care cred că ei sunt numai trup și își îngăduie să, alergă, să alerge pentru trup, aleargă pentru trup de dimineața până seara, aleargă pentru trup toată săptămâna și aleargă pentru trup toată viața și uită că ei trebuie să dea și Sufletului hrană. Dragii mei, până când nu înțelegem acest adevăr, riscăm să fim înșelați de diavolul. De aceea, frații mei, surorile mele, tine dragi, oricine sunteți, vă rog să nu uitați, omul este un suflet și trebuie întâi și întâi să poarte grijă de sufletul lui. Câtă vreme purtăm grijă de sufletul nostru, vom înțelege că el ne-a fost dat de Dumnezeu că Dumnezeu așteaptă de la noi și de la sufletul nostru ceva și că sufletul nostru trebuie să se conecteze cu Cel ce ne-a dat viață. Tocmai de aceea eu vreau să vă spun, biserica este un grup de oameni, o adunare de oameni care învață ce e renunțarea. S-ar putea să te întâlnești cu oameni, să ai colegi. Eu am avut coleg în tinerețea mea, am lucrat într-o fabrică din Timișoara. Și era foarte contrariat colegul meu într-o bună zi de luni. Știți cum e lunea? Vin toți la servici, veneau toți la servici în pauza de masă, fiecare povestea isprăvile lui de peste weekend. De obicei tăceam. Dar într-o bună zi șeful a zis, Filipe, du-te tu cu sârbu, mergeți până nu știu unde, în fabrică, trebuia să facem ceva. Și în timp ce mergeam, colegul meu a zis, Filipe, dar tu ce ai făcut ieri? I-am zis am fost la biserică. A zis, da, 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 tu, pocăi, ok, da, tu la biserică. Și. Mulțumesc. Și omul acela mi-a zis bine, bine, ai fost la biserică și cât ai stat la biserică? Și am zis, păi am stat de la 9 până la 12 dimineața. Când am zis asta, parcă l-am curentat. Cum? Trei ore ai stat în biserică? Și am zis, da, trei ore am stat în biserică. Și după aia zice, na, și după aia ce ai făcut? Păi zic, după aia m-am dus acasă, m-am odihnit, am mâncat, m-am odihnit și m-am dus iar la biserică. Și el dintr-o dată, și cât ai mai stat? Și am zis, iar am mai stat trei ore, așa era pe vremea aia, de la șase la nouă seara, iar era slujbă. Și a stat omul ăla așa și a zis, măi, Filipe, mă, încă parcă îl văd și acum, s-a dat așa un pas înapoi, m am măsurat din creștere până în tălp și a zis, ce, Filipe, tu șase ore ai stat ieri în biserică? Oamenii nu pot să înțeleagă. Dragii mei, dacă nu renunțăm la ceva pentru Domnul, să ne punem întrebarea aceasta. Față în față cu Domnul care vă întreb eu, a renunțat El pentru noi? A renunțat la slava Lui cerească, s-a coborât pe pământ pentru noi. Și atunci se pune întrebarea, ce lăsăm noi pentru El? Ce dăm noi pentru El? La ce suntem dispuși noi să renunțăm? Pentru că adunarea este caracterizată de renunțare la căutările lumii acesteia. Ca să căutăm ceea ce contează cu adevărat. Înțelegeți, dumneavoastră, frații mei, dacă mă uit la grupul acesta de oameni, primul lucru care îl spun în dreptul lor este renunțarea. Puteți să ziceți toți cuvântul renunțare. Asta să fiu sigur că sunteți toți conectați. Renunțare, asta este foarte, foarte important. Dar vreau să vă spun ceva, frații mei. S-ar putea când renunțăm la anumite lucruri să fiți ca și colegul al meu, Filip, pe șase ore ai stat în biserică. I-am spus eu după aia, Filip, băi, dragul meu, să nu crezi că m-a legat pe mine cineva de banca bisericii că am stat atâta, să nu mă compătimești tu pe mine. Eu am stat acolo plin de bucuria de a fi în părtășie cu Dumnezeu, pentru că nu-s bucurii mai mari decât bucuriile în Domnul. Și atunci, dragii mei, vreau să înțelegem că a renunța la ceva pentru Domnul și de dragul Domnului e un mare câștig și mă rog lui Dumnezeu ca noi să nu uităm nicio clipă. Nu vom face biserică nouă dacă nu înțelegem nevoia de renunțare. Nu vom putea avea grijă de sufletele noastre dacă nu înțelegem nevoia de renunțare. Noi nu putem să facem toate câte le face lumea. Noi avem renunțările noastre de dragul Domnului. Și Domnul le răsplătește, pentru că al doilea cuvânt pe care vreau să-l spun astăzi dacă v-am chemat să ziceți cuvântul renunțare vă chem să ziceți și cuvântul răsplătire, Zice stare. de ce spun asta dragii mei, nu se poate să renunți la ceva pentru Domnul au venit Petru cu ucenicii după el s-a zis, Domne noi am lăsat tot și te-am urmat pe tine ce răsplată vom avea s-a uitat Domnul spre el. A zis, Simone, nu-i nimeni să lase casă, masă, una sau alta pentru mine să nu capete înapoi cum? Știe Domnul să poartă de grijă. Nu uitați-vă la oamenii ăștia, fiii prorocilor. Adunarea asta mică. Ei au renunțat la căutările tuturor, dar știți ce îmi place mie să văd? Când cauți cu prioritate pe Domnul, renunțând la alte lucruri, are grijă Domnul să te răsplătească. E versetul ăla din Matei 6 cu 33 care zice căutați mai întâi împărăția cerurilor și celelalte lucruri. Vi se vor da cele necesare, vi se vor da pe deasupra. Lucrurile care sunt necesare poartă Domnul de grijă. Na, acum știți ce îmi place mie? Să văd. Ăștia s-au adunat la oaltă, au renunțat. Dar dintr-o dată l auz pe omul lui Dumnezeu că zice slujitorului său, cum i-a zis, pune oala cea mare și fierbe o ciorbă pentru fiii prorocilor. Domne, noi am venit aici să auzim cuvânt. Nu mai vedeți dumneavoastră cum răsplătește Domnul? pentru cei ce îl caută pe Domnul, renunțând la alte lucruri, Dumnezeu întotdeauna poartă grijă ca să aibă cele trebuincioase. O ciorbă tot capătă și ei. Aleluia! Vedeți, dumneavoastră, nu-i garantat desertul, dar ciorbă tot este. Mergeau după Domnul Iisus mulțimile acelea de oameni. Pâine și pește tot le-a dat Domnul. Adică ce vreau să înțelegem? ceea ce este necesar. Dumnezeu asigură, atunci când tu înveți să renunți de dragul Domnului, Dumnezeu, zic din nou, nu garantează neapărat că vei mânca mâncărurile cele mai alese, dar ceea ce ți-e necesar, Dumnezeu îți dă dacă ai renunțat pentru El. Vedeți, când faci prioritate din Domnul, atunci face și Domnul prioritate din tine. Stătea dată Simon Petru, Luca 5. Simon Petru, după ce toată noaptea s-a trudit, a ieșit din schimbul de noapte, de la lucru, de la pescuit, că asta era lucrul lui. Și era pe margine, și-a curățit mrejile, și-a pregătit barca, corabia, să o lase, să -o, o lege de mal și să fie totul în regulă, să se ducă și el la casă ce să facă omul care s-a trudit toată noaptea, să se ducă să se odihnească. Și vine Domnul și cere renunțare. Zice, Simone, astăzi vreau să predic din corabia ta. Hm. Și dă Simon corabia și zice, Domnul, îndepărtează un pic ca să văd mulțimile astea, să le pot predica. Și a îndepărtat corabia Simon Petru. Și Domnul a făcut slujbă din corabia lui Simon Petru. Și Domnul a folosit corabia lui Simon Petru. Și Simon Petru, cred că stătea și se uita, trece timpul și eu nu m-am odihnit, dar a stat, a renunțat la odihna lui, pentru că Domnul avea nevoie. Știți ce a făcut Domnul după ce a terminat de predicat? A zis, Simone, ia-ți mreaja și arunc-o în partea dreaptă. De ce? Simone, tu te-ai ocupat de ale mele, ai renunțat la ale tale și te-ai ocupat de ale mele, acum e vremea să mă ocup eu de ale tale. Așa lucrează Domnul. Și când se ocupă Domnul de ale noastre, o, oh, cum știe Domnul să se ocupe de ale noastre. Simone a dat o corabie goală Domnului. Știți cât a căpătat înapoi? Două pline cu pește. Așa știe Domnul să răsplătească pe cei ce renunță de dragul lui. Ei bine, dragii mei, vreau astăzi să vă chem să înțelegeți împreună cu mine această mare nevoie. Nevoia de a învăța să renunțăm pentru Domnul și nevoia de a ne încrede în răsplătirile pe care le dă Domnul. Și ascultați-mă bine, cum știe să răsplătească Domnul, nu știe nimeni. Aveam pe vremuri un uh, misionar din America cu care am mai slujit în România, în tinerețea mea, și el zicea. Dacă îi dai Domnului cu lingurița, el îți dă înapoi cu găleata. Îi dai Domnului cu găleata, el îți dă cu grămada înapoi. Așa știe Domnul să binecuvânteze. El răsplătește pe cei ce-l caută. Ei bine, dragii mei, o adunare trebuie să știe că în ea trebuie să fie renunțare de dragul Domnului, dar trebuie să știe adunarea că în ea este și răsplătire. Și acum ajungem la ceea ce ne frământă mai tare. Elisei s-a întors la Gilgal și în țară bântăia o foamete. Și acolo erau oameni care au renunțat la căutarea mâncării și au început să caute pe Domnul. Pe când fiii prorocilor ședea înaintea lui, ședeau înaintea lui, a zis slujitorului său, pune oala cea mare și fierbe o ciorbă pentru fiii prorocilor. Cui a zis Elisei să pună oala și să facă o ciorbă? Cui? Haideți că ați fost atenți la ce am citit. A zis cui? Slujitorului său. Numai că uitați-vă, zice așa. Unul din ei, adică din treia mulți de acolo, unul din ei a ieșit pe câmp să culeagă verdețuri. A găsit viță sălbatică, a cules din ea curcubețe sălbatice până și-a umplut haina. Când s-a întors, le-a tăiat în bucăți în oala cu ciorbă căci nu le cunoștea. Ăsta era un voluntar care a vrut și el să facă ceva acolo. Dar nu l-a chemat elisei să facă. Ăsta a vrut el să facă. Și acum, ce vreau eu să vă spun? Există un risc pentru oameni ca și noi. Pentru oameni care îl caută pe Domnul, renunțând. Pentru oameni care se bucură de răsplătirile Domnului, există un risc. Uitați-vă care e riscul. Să te trezești că cineva care n-a fost trimis s-a apucat el să facă și să dreagă. S-a apucat el să facă ceea ce trebuia să facă slujitorul Domnului. Și aici a fost un mare, mare risc. Pentru că el n-a fost rău intenționat. Dar a avut cineva grijă să-i scoată înainte tu aia cu, cu curcubețe sălbatice și arătau bine. Vedeți? Fomete mare era, dar curcubețe sălbatice erau din belșug. Nu vi se pare interesant? În fomete. Astea nu lipseau. Și vreau eu să vă spun fiecăruia dintre dumneavoastră, frații mei și surorile mele. Vă rog să înțelegeți că există un mare risc pentru fiecare dintre noi și ca să nu uităm asta, vă rog să ziceți și cuvântul risc. Să-l țineți minte, dragii mei, există un risc, un umblând pe calea Domnului, să ne trezim cu câte un netrimis. Acum eu vin din România, nu știu dacă la dumneavoastră se întâmplă asta. Avem biserici mai mici în țară. Și Atâta se bucură bieții frați când vine la ei cineva. Când nu-i caută nimeni, bisericuțe mai mici, tot ăia doi predică, numai ăia și așa mai departe. Și vine câte cineva de pe nu știu unde. Și atâta se bucură bieții frați că o mai veni cineva. Imediat să-l punem la învon. La un moment dat am auzit despre o situație, aveam un sector de biserici pe care îl păstoream și am auzit despre o situație în asta că erau vizitați frații. Și într-o bună duminică dimineața, chiar dacă aveam mai multe biserici, am picat și eu acolo. Și erau, erau ăștia prezenți, netrimiși ăștia de nimeni. Sigur că când am ajuns acolo nu a mai fost așa mare îndrăzneala lor, dar până la urmă trebuie să stau de vorbă și ce învățau pe frați. Că e bine totul pe calea Domnului, dar botezul ăsta în numele Tatălui al Fiului și al Sfântului Duh nu-i bun că ar trebui să mai facă ei botezul numai în numele Domnului Isus. Și am stat și am zis, Doamne, câtă înșelăciune! Pentru că se întâmplă să apară câte unul netrimis și ăsta e marele risc. Și știți ce se întâmpla? Dacă i-am trimis eu vorbă și am zis să nu-i mai pui pe ea. Frate, dar sare adunarea în cap dacă nu-i pun. Că zic frații și surorile din adunare, dar au venit musafiri. Cum nu-i pui? Predici tot tu. De tine tot te-am auzit. Tot tu predici. Dragii mei, există un mare risc în astfel de adunări dacă nu este cine să supravegheze și dacă nu este slujitorul trimis, trimis și pus să facă asta, omul care trebuie să vegheze, Vedeți, frații mei, noi ne-am obișnuit, suntem în adunări și este un cuvânt care zice când vă adunați la oaltă, unul are un îndemn, unul are așa și așa, așa. Își foarte bine să fie contribuție și contribuie toți. Dar vă rog să înțelegeți bine, trebuie totdeauna să fie cineva care se asigură că cel ce face o lucrare, o face spre zidire, nu spre dărâmare. De aceea, dragii mei, aș vrea să înțelegem, există riscuri extraordinare pentru vremea de acum, pentru biserică și mie, eu cu părere de rău o spun. Am stat la stăruință lângă om am stat și ne-am rugat și a fost cercetat de Duhul Domnului. Și peste an și an l-am văzut cu revista Turnul de Veghere și cu Treziți-vă, stând pe la colțul străzilor în Timișoara. Și am zis, Doamne, ce amărăciune! Omul acesta a fost înșelat, înșelat amarnic. De aceea eu vreau să vă spun tuturor, mă uit de aici începând, uitați-vă, sufletul fiecăruia dintre voi este nespus de prețios înaintea Domnului. Dar știți că diavolul știe că sufletul vostru e prețios și luptă pentru sufletele voastre? Tocmai de aceea e important să ne asigurăm, ținând cont că există riscuri în viața de credință. Există riscuri și nu mici, și mari. Diavolul va căuta pe noi să ne momească spre altceva, cu tot felul de lucruri, de un fel sau altul. Nu vedeți, dumneavoastră, zicea Apostolul Pavel, Vă citesc un verset din 1 Timotei 4 cu 16. Apostolul Pavel îi scrie lui Timotei și zice așa, Fii culoarea minte asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora. Stăruiește în aceste lucruri, căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă. De ce îi spune lui Timotei asta? Fii culoarea minte asupra ta, căreia ți s-a dat o sarcină, și fiicul o are aminte și asupra învățăturii pe care o dai altora. Contează, dragii mei. Acum, pe mine vă rog să nu mă înțelegeți greșit, dar nu știu cât de expuși sunteți dumneavoastră în Spania, la vizitatori, la unii și la alții și așa mai departe. Câteodată ne-am obișnuit, așa și în biserici, vrem lucruri noi, vrem ceva grozav, să vedem ceva nou, ceva care să ne impresioneze. Dragii mei, pe noi în biserică trebuie să ne impresioneze unul singur, Hristos. Vă rog să nu uitați asta. Eu pot veni să vă duc, nu știu ce învățătură să vă impresionez, dar dacă vreau să vă impresionez cu ce vă spun eu, n-am făcut nimic, Doamne, păzește-mă de așa ceva. Însă când voi face tot ce-mi stă în putință ca biserica să fie impresionată cu Domnul și cu stăpânul ei, să fie impresionată de mirele ei, atunci am câștigat. Înțelegeți dumneavoastră? Tocmai de aceea vă spun lucrurile acestea. Există acest risc că vine câte unul cu curcubețele lui și zice, ia să le arăt eu că ale mele curcubețe chiar că sunt faine. Uitați-vă! A găsit, a cules din ea curcubețe sălbatice până și-a umplut haina. Erau așa de faine curcubețele acelea și s-a dus și el cu curcubețele lui. Dar există acest risc pentru fiecare dintre cei ce sunt pe calea Domnului. Să se trezească că mănâncă din ceea ce nu trebuie să mănânce. De aceea, sunt bucuros astăzi, am stat puțin de vorbă cu Comitetul Bisericii dumneavoastră și am ajuns la concluzia că Dumnezeu a purtat de grijă Bisericii din Castelion. Să aveți în fruntea Bisericii oameni care sunt serioși cu Domnul și cu al său cuvânt. Domnul să-i țină și rugați-vă pentru ei. Ei bine, dragii mei, vreau să nu uităm nicio clipă că există în vremea de acum un risc foarte mare pentru copiii lui Dumnezeu. Și pentru biserică este riscul de a fi amăgită într-un fel sau altul cu învățături care sunt străine de voia lui Dumnezeu. Dragii mei, Sfânta Scriptură zice așa, FSM 4 cu 11, știți, că Cel a dat pe unii apostoli, proroci, Alți alții evangeliști, pe alții păstori și învățători. De ce i-a dat? Uitați-vă mai departe. Pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului lui Hristos. Dumnezeu a dat acestea și atunci, dragii mei, dacă nu ascultăm întru totul, uitați-vă, fiii prorocilor de aici, l-au auzit pe Elisei zicând, du-te, ia oala cea mare și fierbe o ciorbă pentru fiii prorocilor. Da, fiecare a înțeles ce o vrut el de acolo. Ori, dragii mei, ceea ce aș vrea să înțelegem fiecare dintre noi este că există curcubețe sălbatice care au în ele o travă care pot să facă nespus de mult rău vieții noastre spirituale, sănătății noastre spirituale. Uitați-vă, aș vrea să ne uităm un pic în 2 Corinteni, la capitolul 11, 2 Corinteni, capitolul 11, de la începutul acestui capitol, ia uitați-vă ce spune. Zice apostolul așa, O, de-ați putea suferi puțin tică nebunie din partea mea, ei, haideți, suferiți-mă! Și atenție, scrie el bisericii din Corint, Pavel, că sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu pentru că v-am logodit cu un bărbat ca să vă înfățișez. Că v-am logodit cu un bărbat ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. Mă opresc un pic aici. Biserica lui Hristos. Știți că noi suntem în perioada de logodnă cu Hristos? Vom fi mireasa lui în slavă. Cine dintre dumneavoastră știe care e rostul logodnei? De ce este și logodna? De ce înainte de căsătorie este o perioadă de logodnă? Vă spun eu. Logodna e momentul în care doi tineri s-au găsit unul pe altul și s-au hotărât să se căsătorească, dar este o perioadă în care ei se verifică unul pe altul. Asta e logodna. Își verifică fidelitatea unul altuia stau și se uită câtă credincioșie e acolo. Oare m-a găsit pe mine sau încă se mai uită și în altă parte? Vreau să vă spun, Biserica lui Hristos, noi suntem logodiți cu Hristos și în perioada aceasta Dumnezeu verifică fidelitatea și credincioșia noastră față de Hristos. Nu e un lucru mic. Ce zice logodnicul ăla? care vede pe logodnica lui că întoarce capul după fiecare care fluieră pe stradă. Întoarce capul în toate părțile. Ce zice logodnicul ăla? La revedere, sigur. Îmi văd de treabă. Dragii mei, biserica este într-o perioadă de logodnă cu Hristos. Și ce frumos zice apostolul, că sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. Dragii mei, Aș vrea să înțelegem că trăim vremuri în care ni se cere mult. Predicam zilele trecute despre Ioan Botezătorul undeva, ca slujitor, și el vorbea despre Mântuitorul și zicea despre Sine însuși. Prietenul Mirelui, prietenul Mirelui este acela care pregătește Mireasa. Asta face. Ăsta era obiceiul vremii. Obicei vremii era înainte ca să vină mirele, să-și ia mireasa, trimitea pe prietenul lui ca să spună, să-i spună mire, să-i vezi că uite el cam astea pretențiile are, cam așa îi place să te porți, cam așa i place să fii. Și Ioan Botezătorul zice, eu sunt prietenul mirelui, asta trebuie să fac. Ei bine, dragii mei, prietenul trebuie să fie unul care îl cunoaște pe mire bine care știe bine toate pretențiile mirelui. Ăsta trebuie să fie prietenul mirelui. Prietenul mirelui e unul care stă în legătură strânsă cu mirele. Unul care stă aproape cu mirele și caută sfat de la mire pe care după aia să-l spună miresei. Ori, dragii mei, când biserica este logodită cu Hristos, ceea ce se cere bisericii este ca ea să nu se lase amăgită. Vor fi glasuri din toate părțile. Ascultați-mă și câteodată diavolul lucrează cu atâta insistență. Imaginați-vă că vine Mireasa care stă în așteptarea mirelui ei și dintr-o dată apar vreo 2-3 cavaleri pe stradă. Unul se atrag atenția într-un fel. Unul uită-te la mine ce grozav sunt, altul uită-te la mine ce grozav sunt. Mireasa aceea pierde din start. Însă, dragii mei, Mireasa care rămâne cu privirea țintită la Hristos câștigă. De aceea vreau să vă chem biserică din Castelion. Nu uitați, există un risc. Și să facem față riscului acestuia, trebuie să ne echipăm pentru aceasta. Și biserica trebuie să fie echipată cu tot ce este necesar pentru aceasta. Biserica trebuie să aibă tot ce -i trebuie în ea, toate resursele de care este necesar, care sunt necesare ca să poată să stea în așteptarea mirelui. Zice Pavel că și v-am logodit cu un bărbat. Dar uitați-vă ce, ce, zice Pavel în continuare. că sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu. Pentru că v-am logodit cu un bărbat ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. Dar mă tem, zice apostolul, dar mă tem că după cum șarpele a măgit pe Eva cu șiretlicul lui. Și nu-i timp să vorbim acum cum a amăgit-o șarpele pe Eva cu șiretlicul lui. Știți cum a amăgit-o? Semănând un pic de îndoială, punând îndoială cu privire la ce a zis Dumnezeu, oare a zis Dumnezeu cu adevărat și așa mai departe, după cum șarpele a amăgit pe Eva cu șiretricul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. Frații mei și surorile mele din Castelion, eu sunt în, tre în trecere pe la dumneavoastră. Dar uitați-vă, îmi pun mâna pe piept, pe inimă, ca să vă spun, din toată inima doresc ca toți să ajungeți mântuiți. Însă ca să ajungeți mântuiți, dragii mei, n-aveți voie să vă lăsați înșelați de șiretlicurile diavolului, ci trebuie să rămâneți credincioși chemării. Și uitați-vă cum vine, cum vine diavolul în multe feluri. Uitați-vă, caută să amăgească. Întâi amăgire prin trăire vine să te amăgească, să spună, apoi nu trebuie să trăiești tu chiar așa. Poți să trăiești și altfel. Uitați-vă ce zice versetul 3. Dar mă tem că după cum șarpele a amăgit-o pe Eva cu șeretricul tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. Frații mei și surorile mele, noi trebuie să dovedim credincioșie față de Hristos în purtarea noastră. În purtarea de fiecare zi pocăitul copilul Domnului nu se poate purta oricum. El nu se poate purta ca oamenii de afară, ca oamenii care nu-L cunosc pe Domnul, ci copilul lui Dumnezeu se poartă ca să placă stăpânului. Vorbirea copilului lui Dumnezeu nu poate să fie orice vorbire. Nu poate să fie oricum, ci trebuie să fie curățire, nu doar în trăire, trebuie să fie curățire în vorbire e așa de ușor să ne fie contaminată vorbirea. Trăim în lumea aceasta și știți ce vrea deavolul? Să ne schimbe felul de a vorbi. Să nu mai vorbim limbajul Sionului. Să avem vorbirea lumii acesteia. Uitați-vă în cartea Daniel și veți vedea. I-a luat pe robi aceștia, pe Daniel și pe ceilalți și primul lucru, i-a învățat limba haldeilor, să vorbească și ei ca ceilalți. Dragii mei, le-a schimbat identitatea, numele și așa mai departe. Oriceea ce vreau eu să vă chem astăzi pe fiecare dintre dumneavoastră este să înțelegeți că există riscul acestei amăgiri în trăirea noastră, în sensul că ne ispitește diavolul să renunțăm la curăția în purtare, la curăția în vorbire și chiar la curăția în gândire. Atenție! Orice gând să-l faceți, robă ascultării de Hristos, la asta ne cheamă Domnul. Logodnica lui Hristos din Castelion. Vreau să vă spun că mirele nostru, logodnicul nostru, este foarte pretențios. Are așteptări de la noi. Diavolul are grijă să amăgească pe logodnica lui Hristos. Însă ferice de aceea care trăiesc în așa fel încât să-i facă cinste mire lui ceresc. Dragii mei, aș vrea să vă chem în această zi să luați în considerare faptul, spune în capitolul 5, cu versetul 27, un cuvânt care bine este să-l luăm în considerare. Zice, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Doamne, ajută-ne! Apoi există riscul de a fi amăgiți prin crezul nostru. Riscul de a fi amăgiți prin trăire, dar este riscul de a fi amăgiți prin crez. Uitați-vă ce zice cuvântul. În adevăr, dacă vine cineva să vă propovăduiască un alt Iisus, pe care noi nu l-am propovăduit, sau dacă este vorba să primiți un alt duh pe care nu l-ați primit, sau o altă evanghelie pe care n-ați primit-o, o cum îl îngăduiți de bine. Dragii mei, aș vrea să vă chem să fim veghetori în vremea de acum. Nu știu când am să mai ajung eu la Castelion, dar vreau astăzi să mă duc la îndeplinire misiunea pe care o am din partea Domnului pentru dumneavoastră, pentru că am stat înaintea Domnului și am zis, Doamne, spunem care e cuvântul potrivit pe care să-l aduc. E datoria mea să vă spun, dragii mei, nu vă lăsați amăgiți în nici un fel de diavolul. Vine să măgească prin crezi. Alt Isus, alt Duh, altă evanghelie. Cum adică noi, o să ne vorbească cineva despre un alt Iisus? Dragii mei, vin astăzi unii care ne prezintă un Iisus, chiar de curând am văzut un video în care cineva zicea eu am crescut într-o biserică foarte strictă în care Dumnezeu era prezentat ca unul care mă caută și care nu știu ce vrea să-mi facă și așa mai departe. Frații mei, să nu ne lăsăm amăgiți. Vin câte unii și ne prezintă un Isus care este numai dragoste. Eu ridic mâna sus și zic, Isus este dragoste. Dar știți că este și foc mistuitor? Aș vrea să vă chem să luați în considerare când îl prezentăm pe Isus numai dragoste și nu și foc mistuitor. Ăsta e alt Isus care e numai dragoste. Sau alții vin și îl prezintă pe Isus, dar ca pe doar ca pe o alternativă la mântuire. Poți să fii mântuit și prin Isus dacă îl cauți, dar mai este mântuire și altfel. Nu, dragii mei, ăsta nu e Isus al Scripturii. Sau alții prezintă un Isus care este prezent așa numai în biserică. Aici ai treabă cu El, după aia trăiește tu viața cum vrei, lunea și marțea și miercurea. Nu e așa, dragii mei. Isus al Sfintelor Scripturi este unul care este atot prezent. Dragii mei, nu vreau să insist asupra acestor lucruri, dar vreau să vă chem din toată inima, nu vă lăsați amăgiți în crez. De-aia eu cred că biserica trebuie să fie echipată, să fie atentă, să aibă învățătură și tot ce este necesar ca biserica să nu fie înșelată cu un alt Iisus. Ia uitați-vă, zice Scriptura, dacă vine cineva să vă propovăduiască un alt Isus pe care noi nu l-am propovăduit, sau dacă este vorba să primiți un alt Duh pe care nu l-ați primit, uitați-vă. Eram. să nu zic orașul că nu-i bine. Eram într-un oraș destul de mare din țară. Și cu ani mulți în urmă, păstorul m-a chemat în data după ce a început slujba. Zice, avem între noi pe fratele Nelu Filip, eu predam cursuri la școala biblică pe vremea aia. Și m-a prezentat fratele Nelu Filip, profesor la școala biblică, să vină și să predice din cuvântul Domnului. Și m-am dus și am predicat despre dragostea lui Hristos, țin minte și acum, deși sunt mulți ani. După mine l-a chemat la Anvon pe unul. Am înțeles mai târziu că era felcer, nu știu pe unde, la ceva dispensar. Ei, fratele ăsta Felcer era foarte supărat de ideea de școală biblică. Când o zis ăsta chios de la școala biblică, o venit după mine la și nu l-a predicat pe Hristos. Ascultați-mă, numai pe mine m-a predicat. <gătări> și o zis așa, No, nu ne trebuie școli biblice, pentru că învățătorul nostru e Hristos. Duhul Sfânt e învățătorul nostru și așa mai departe. Acum eu l-am ascultat, eram, m-am retrasesem de la Anvon și stăteam acolo pe prima bancă, și tot așa povestea acum, Duhul Sfânt ne învață, noi stăm pe genunchi și Duhul Sfânt ne învață. Și la un moment dat zice așa, cea mai bună definiție a Duhului Sfânt am auzit-o de la un martor al lui Jehova, zicea el. Și a început așa proclamând, pentru că era predicator, ce să vă spun. Și a început să zic așa, Duhul Sfânt, definiția de la martori, este puterea activă a lui Dumnezeu și încă dat așa și cu pumnul în masă, puterea activă a lui Dumnezeu. Și când am auzit un cor de amin în spatele meu, credeți-mă, m-am întors deodată și am zis, Doamne, eu sunt Biserica Pentecostală sau unde? -s? Am zis, frații mei, Duhul Sfânt, da, este o putere Dumnezească, dar nu este o putere impersonală așa cum ar crede cineva, ci Duhul Sfânt e la care poate fi întristat, n-ați citit în Scriptură. E, Duhul Sfânt este acela care poate fi, min sau încearcă cineva să-l mintă, a încercat Anania și Safira să-l mintă. Cu alte cuvinte, Duhul Sfânt este o persoană care, slavă Domnului, este prezent între noi astăzi. E bine, dragii mei, vreau să înțelegem că e așa de ușor să ne trezim dacă e o biserică în care nu-i cine să vegheze. Ne trezim că vine câte unul și ne spune definiția pe care a învățat-o el de colo sau care a învățat-o de acolo. Dragii mei, biserica lui Hristos nu e loc de etalare a curcubețelor sălbatice culese de unul sau de altul într-o parte sau alta, pentru că avem de-a face cu sufletele oamenilor pentru care și-a dat Hristos viața și sufletele acestea trebuie să ajungă în rai. De ce să lăsăm să fie duse în înșelare? Sau? Zice, dacă vine cineva să vă aducă alt Iisus, sau alt Duh, sau altă Evanghelie, că sunt și de care aduc altă Evanghelie și vă zice, noi cum? Că e cu cartea în mână, e cu scriptura în mână. Dragii mei, vreau să vă spun ceva. Evanghelia noastră este Hristos și lucrarea pe care a făcut-o Hristos. Citiți, vă fac fraților cunoscută Evanghelia și nu vă spune altceva decât că Hristos a pătimit, Hristos a murit, Hristos a fost îngropat și Hristos a fost înviat. Evanghelia noastră toată e Hristos. Și când încercăm să facem din Evanghelia noastră tot felul de adăugiri, Hristos și mai ceva, aia e altă Evanghelie. Hristos fără ceva, aia e altă Evanghelie. Evanghelia noastră este Hristos, singurul care ne mântuiește pe noi este Isus Hristos, nimeni nu ne poate mântui. Nu vedeți dumneavoastră ce ușor pot apărea astfel de curcubețe? Ei bine, dragii mei, eu stau în fața dumneavoastră astăzi să vă spun că, dacă am vorbit despre renunțare, dacă am vorbit despre răsplătire, dacă am vorbit despre risc, să știți că în Biserica Domnului este și rezolvare. Chiar dacă sunt riscuri, în biserică este rezolvare. Ce fel de rezolvare? Ia uitați-vă, când ciorba aceea de curcubețe sălbatice era otrăvită, s-a apropiat să mănânce din ea și au început să strige omul al lui Dumnezeu, moartea este noală, îi bai. Știți ce soluție a zis omul lui Dumnezeu? Aduceți făină pâinea asta, că noi zicem, omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice pâine spirituală care îi care cuvântul lui Dumnezeu, nu-i așa? Există și o făină din care se face pâinea asta. Făina asta e simbol al cuvântului lui Dumnezeu, zicea Elisei, aduceți, aduceți făină, luați făină. A aruncat făină, nu a lăsat, a zis, dă oamenilor acestora să mănânce și nu mai era nimic vătămător în oală. Dragii mei, în fața curcubețelor sălbatice, antidotul e ăsta. Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea e important să cunoaștem cuvântul, să învățăm cuvântul, să venim aici unde ni se predică cuvântul. De aceea este important pentru că El e antidotul în fața oricăror învățături străine. Odată cineva de la Scotland Yard a fost întrebat cum deosebiți voi banii, că deosebea foarte ușor bannotele false de alea bune. Una, două, zice, asta e falsă, asta e bună. Și zicea, ce faceți, le studiați mult pe alea false? Și a zis, nu, nu le studiem deloc pe alea false, dar le studiem bine pe alea bune le studiem bine și când pe bune le știm bine, cum ne pică în mână una care e falsă, deja imediat zic, asta ai, are o problemă. Dragii mei, de vom studia noi învățătura al nu știu care și al lui nu știu care, ne pierdem. Dar ascultați-mă, de vom învăța bine cuvântul Domnului, nu ne mai înșală nimeni. De aceea e important să stăm lângă cuvânt. Și omului Dumnezeu, cel ce a fost spus de Dumnezeu, a zis, luați făină. Ce să facem omul lui Dumnezeu că moartea este noală? Luați făină și aduceți făină. Și peste ceea ce era otrăvit a pus făina. Pui cuvântul lui Dumnezeu acolo și atunci lucrurile sunt în regulă. Frații mei și surorile mele, trebuie să fim foarte atenți. Tot ce ni se spune, trebuie să punem față în față cu cuvântul. Bereenii aveau o inimă mai aleasă, de ce? zice Scriptura, că ascultau învățătura, se duceau, luau cuvântul și cercetau să vadă dacă este în tocmai. Așa se face, așa se uh, verifică hrana, prin cuvântul lui Dumnezeu. De aceea e foarte important să înțelegem că Sfânta Scriptură contează nespus de mult pentru noi. Știți ce spune Biblia despre ea însăși? Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu, în, spune cuvântul lui Dumnezeu în 2 Timotei 3 cu 16 Toată scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos De folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire Pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună Dragii mei e scrisoarea pe care ne-a dat-o Dumnezeu. de iubești pe Dumnezeu, vei iubi și scrisoarea Lui. Ascultă-mă. Vei iubi. Eu am fost pe vremuri când nu era WhatsApp și nu era mijloace de comunicare și ascultați-mă și cu telefoanele era complicat. Eu n-am avut telefon nici fix acasă decât târziu. Târziu am avut telefon fix. Și a trebuit să mă duc am plecat din țară la școală, la niște studii, câteva luni de zile am lipsit. Soția mea a rămas acasă, mi-a trimis o scrisoare. Nici nu mai știți dumneavoastră unii cum erau scrisorile alea, în plic. Mi-a trimis scrisoare, cum a venit scrisoarea aceea de la Lidia, am luat-o, am citit-o, din capăt în capăt am citit-o. Și după aceea am pus-o în sertarul de la birou unde studiam, unde lucram. Știți ce făceam? Mai luam o carte în mână, mă uitam și după aia deschideam sertarul și iară mai citeam o dată. Așa îmi plăcea cum a încheiat Lidia scrisoarea aia și așa mă ungea pe inimă. Și citeam și citeam până știam mai tot ce era scris acolo pe de rost. De ce? Că mi-era tare drag cine mi-a scris-o. Acum eu vreau să vă spun, dragii mei, asta e scrisoarea lui Dumnezeu pentru noi. E singura noastră șansă, e ghidul de trăire creștină. Nu vedeți dumneavoastră că sunt biserici care pot fi înșelate și amăgite? Eu de aceea mă rog lui Dumnezeu și zic, Doamne, fă biserica din Castelion să fie o biserică totdeauna echipată, o biserică sănătoasă în care să ne putem crește copiii, în care să ne creștem tinerii, în care să ne apropiem de Dumnezeu și de fiecare dată când venim. Trebuie să avem preocupare. Ascultați-mă, cum avem preocupare pentru familia noastră mică de acasă, cu soț, soție, cu părinți, cu copii. Tot așa trebuie să avem preocupare de această familie spirituală. E familia pe care ne-a dat-o Domnul. Și mă rog lui Dumnezeu ca El să ne facă oameni înțelepți. Ca să facem ceea ce trebuie să facem, pentru că din nou spun, suntem în perioada de logodnă cu Domnul. Și El se uită. O, aș vrea să zică Domnul despre fiecare dintre noi. L-am văzut, am văzut-o în perioada de logodnă, i-am văzut curăție în trăire, i-am văzut curăție în crez, i-am văzut curăție în gândire și în vorbire și în toate cele. Doamne, ajută-ne! Știți că noi avem nevoie unii de alții? De-aia ne-a pus Dumnezeu la oaltă. Acolo, în grupul acela, gândiți-vă că nu era... Dacă ar fi lipsit omul lui Dumnezeu de acolo, când a fost o travă acolo, ce s-ar fi întâmplat? Se o treveau toți, dar a fost cineva care a fost pus de Dumnezeu acolo ca să poată să fie ceea ce trebuie să fie glasa lui Dumnezeu. Frații mei și surorile mele, vă vreau cu tot din adinsul binele veșnic. Vă doresc binele veșnic, dar pentru aceasta, dragii mei, Vă chem, nu uitați să fim veghetori. Amin!